Salut! Când eram mic, pescuiam cu botă de alun și muște tradiționale. Azi vreau să retrăiesc acele clipe, așa că mi-am luat o bardă, mă duc, îmi fac o botă de alun, mă întorc acasă, îmi fac niște muște tradiționale și mergem la pescuit. Să vedem dacă prindem ceva. Prin partea stângă trebuie să ieșim pe drumul ăsta rău, să vedem dacă putem ieși. E un drum foarte rău, dar cu jaful meu reușesc, ca nume l-am luat pentru drumuri de genul. Uite ce priveliște faină. Acolo jos avem drumul principal, se văd munții. Am urcat undeva prin zona asta și de aici drumul se termină și avem pădurea de alun. Hai să vedem dacă găsim ceva botă mai dreaptă. Îmi trebuie o botă așa mai dreaptă, ceva de genul. Asta nu e dreaptă, astea sunt uscate. Nu știu, mă mai plimb pe aici. Am de unde alege. Uite, și aici e plin de aluniș. Deci am găsit patru bucăți, așa cât de cât mai drepte, pe care le-am și decojit. Uite ce acțiune parabolică au. Le decojesc și apoi le pui la uscat. Știți că după ce se usucă, devin mai ușoare. Totodată îți schimbă și acțiunea, devin un pic mai rigide. No, dar ca idee e mult mai ușoare dacă le las pe la uscat. Deci, care e șmecheria cu muște? Lansezi, ții muștele contra curentului, vedeți? Eventual chiar le aduceți un pic în sus, ca firul să fie tot timpul întins. Uite, vă arăt pe filmare, firul trebuie să fie întins, vedeți? Și muștele să plutească, deci le țineți puțin contra apei. Uite, firul trebuie să fie întins și muștele trebuie să plutească, vedeți? Și le țineți contra curentului un pic. Și puteți lansa și în diagonală. Uite, vedeți? Deci le țineți contra curentului, așa. No, cam asta e șmecheria. Partida de pescuit o voi face pe râul din spatele meu. Uite-l, e, la bota de alun, am prins, ce să vedeți, un lipan la bota de alun. Uite cât de fain. Nu-i mare, mic, cam asta e musca, asta e neagră, uite. Asta e lipan. Fain. I-am dat drumul înapoi cu bota de alun, mă.
De nou mi-a venit. Tot pe musca neagră. Musca neagră e o muscă uscată, nu e făcută de mine. Uite, uite fain, uite-l, o altă faină, să vedem dacă de 3 ori l-am scăpat, uite-l, wow, cât e ăsta, nu-l pot lua. Ah, ce păstră fain cu botă de alun, botă de alun, uite ce păstră fain, hai de capul meu. Tot pe musca neagră e prins. Uite. Uite. Musca e pe partea asta, se vede. Uite ce fain. Fain de tot, hai că ținem un pic în apă. Uite cât e de fain. Frumușer, fain de tot. Dăm drumul și la păstrăvaș. Păstrăvaș. Numai să stai bine. Dar vezi că nu stă, nu? Păi cum să stă? Bine, nu? Uite. Hai. A plecat. Cam așa pescuiam când eram mic la botă de alun. Aveam o botă de alun undeva la 2 metri lungime, un fir de 2 metri lungime, păi lansam la 4 metri de mine. Plus că pescuiam de sus în jos, iar când pescuiești așa, peștele foarte repede te vede și prindeam păstrăv. Atunci, în schimb, erau păstrăvi. Erau păstrăvi mari, mulți, toate râurile de munte erau pline de păstrăvi. Iar în prezent nu mai avem așa ceva. Mai prindem unde și unde câte un păstrăv și prin metode din astea moderne. În trecut, botă de alun și prindeam păstrăv. Mi-a fodor să retrăiesc copilăria. Hai, ne vedem data viitoare. Salutări!